Salutare domnilor și domnilor, eu sunt Big Wolf și astăzi vreau să reacționez la Încearcă să nu râzi. Da, vreau să vă spun ca să nu fie discuții, videoclipul îl aveți în descriere. Da, cam atât am vrut să vă spun, să-i dăm drumul. Așa. Ascultă bă, spaima, vezi că vin mâine la cantină, te bag cu capul în ciorba ta împuțită până ție morcovii pe curte, ne cu mâna mea, te fierb în cazan și te dau la porci. A fost bună. Trebuie să recunoști, a fost bună. Rezistă, Paul, rezistă. Ce faci, mă? Ne-ați la plajă? Bă, nu pot să văd că sunt pe stop. Ce, mă? Cum adică ești pe stop? Pe bune, chiar sunt pe stop. Vă dă soarte cu eu. Fii tare, Paul, fii tare. Bătaia, mă, homosexualul. Îți iau urechea stângă și mungi din ea ca dintr-un hamburger cu spața aia. Te mănânc, mă, bulangiul. Te bat și pe tine și pe părinții tăi. Te violeze și prostul. Te bat și prietena și tine. Te bat ca pe covoare, mă. Ca pe covoare, cu tu-ți mori. A, ce zici, mă, mamă? Nu, mă, nu. Nu, mă, nu mă cer pe mine ce ai. Da, mă, și după ce mergem la fotbal, mergem bat în covoare, de știi? Nu, mă, nu se simtă nimic. Cum nu mai ești afară? Nu sunt prieteni, așa vorbim noi. Termină asta. Bă, nu, după ce, mă, bă, nu-mi închidem o calculatorul, bă, mamă, bă. Ești curios dacă faza asta chiar a fost reală, dar nu cred. Nu am făcut nimic. Astăzi o să mă văd cum se gătește, corect? Tofu. Avem aici un pachet de tofu. Așa. Face pachetul, se aruncă la gunoi. Cine dracu mănâncă tofu? Mamă. Asta ești că-i Franklin. Serios. E o boxă, cine... Am asta. Vreau să spun că cine normal la minte s-ar gândi, bine, cred că a fost biat, s-ar gândi să spargă cu capul o boxă întreagă, mare, boxă de discotecă, de scenă, nu știu exact cum se spune. Dar cine s-ar gândi la așa ceva? Cred că nimeni normal la cap, numai dacă ești biat. Cum crezi că te-ai pregătit anul ăsta pentru bac? Lais, ba nu. Cum te-ai pregătit de fapt? Ai văzut cum v-am urcat de noi? Te la. Momentul acela când spui o glumă și râzi doar tu. Ce părere ai, copile, de gagicile astea din Brăila? Băi, nenorocite, se plimbă pe mult prin asta. Are multe talente în ele. Zice că sunt fiți de-alea, dar creierul mic. N-are chiflă în stomac. N-are creierul mic, n-are o chiflă în stomac. N-are creierul mic.
șmecher. Cum crezi că ai răspuns la bac? Mi-am zis că am făcut un client, pentru că e banistică. Am întrebat zis că nu stau la universitate și am luat 147 de A, asta o știu, am întrebat-o dacă o ținu post. Cum ai răspuns, de fapt? Am pierdut! Am pierdut! Tu seam. Bă, cum, bă, fratele? Cum? Da, doamnelor și domnilor, cam atât a fost. Dacă v-a plăcut, dați dați like, subscribe și un share. Și eu voi continua să fac încearcă să nu râd sau reacționez la ceva, mă rog. Dacă aveți idei la ce să reacționez, lăsați-mi numele videoclipului în comentarii. Aia de capul meu. La revedere.